Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Picătura Verde, emisiunea în care vorbim despre sănătate picătură cu picătură. Astăzi o avem invitat pe doamna dr. Monica Spănu, bine v-am găsit! Mulțumesc! Și vorbim despre o temă care va fi mai ales pe placul părinților. Vorbim despre produsele pentru copii. Da, vorbim din nou despre copii. Frecvent și mereu vorbim despre copii. E nevoie pentru că se îmbolnăvesc destul de des. Și dacă știm cum să-i tratăm și să avem răbdare, imunitatea lor va crește. Dacă îi tratăm abuziv și foarte frecvent, de la primele simptome, nu lăsăm deloc corpul acela să lupte, atunci copiii, din păcate, vor fi tot mai bolnavi și tot mai frecvent și nu mai știm ce să facem cu ei. Orice părinte își dorește un copil sănătos și un copil sănătos, pentru a avea un copil sănătos, trebuie să depui și tu ca părinte un pic de efort. Da, iar boala face parte din sănătatea copilului, în ghilimele, pentru că boala înseamnă momentul în care organismul luptă cu un agent agresor și învață imunitatea lui, în momentul acela învață să se dezvolte, să lupte în continuare. Deci boala nu este neapărat inamicul copilului. Noi trebuie să știm cum să o tratăm și noi ca părinți, ca mame, trebuie să învățăm unele lucruri despre patologia copilului, despre boală, despre produsele naturale pe care să le avem la îndemână și să le folosim din primele momente. Mie îmi place foarte mult prevenția. Îmi place foarte mult. Și mie îmi place foarte mult să depun eu un efort pentru a-mi ajuta copilul să... E important, pentru că și copilul este supus și fizic și psihic la stresul vieții zilnice la care suntem supuși și noi adulții. Prevenția este foarte importantă. Ironic este că atât în ceea ce privește produsele naturiste, cât și cele alopate, se poate face exces, polipragmazie, cum se numește în medicina alopată. Deci nu prea multe produse odată și nu facem tot timpul profilaxie. Da, profilaxia clasică, prevenția împotriva răcelilor se face primăvara și toamna, una, două luni de zile, cu un produs, nu cu 5 produse de la 5 firme diferite, în ideea că dând mai mult, copilul va avea o imunitate mai mare. Deci nu este adevărat. Chiar și prevenția are o anumită ritmicitate, se folosesc anumite produse în anumite doze care nu trebuie depășite. Care ar fi produsul pe care îl indicați dumneavoastră? Tocmai vorbisem despre produse, inclusiv produse noi apărute cu extracte gemoterapice. De bază, în ceea ce privește profilaxia la copil, rămâne produsul Immunogrip Junior. Este un produs foarte vechi, este validat pe piață de experiența foarte mulți medici, atât pediatri cât și medici pentru adulți. Și este unul din cele mai eficiente pe care le cunosc. Immunogrip Junior conține în principal suc de echinacea. Echinacea purpurea, o substanță foarte cunoscută cu proprietăți imunostimulatoare. Pe lângă aceasta, conține extracte gemoterapice din mlădițe de măceș și sirop din fructe de măceș și de cătină. Este un produs eficient care se poate da peste vârsta de un an. Are un mod de administrare ușor atipic, se administrează 4 zile, 4 zile pauză și încă 4 zile, exact cum scrie și în prospect. Putem să le administrăm și de luni până vineri, cu pauză 2 zile, sâmbătă și duminică, maxim 4-6 săptămâni. Toate acestea le găsim scrise în prospect și întotdeauna, indiferent cât ne spune medicul, e bine să mai citim odată și prospectul, pentru că găsim acolo lucruri pe care poate medicul i-au scăpat sau ne rămân mai bine înfiripate în minte și atunci știm cum să le folosim. Perfect. Se administrează înainte sau după masă? La distanță de masă, toate produsele e bine să le dăm la distanță de masă pentru că se absorb mai bine. Deci, peste un an de zile putem să-l folosim. Cu rezerva avem grijă, deoarece conține o cantitate mai mare din suc de echinacea, nu îl administrăm concomitent cu vaccinările. Organismul este supus la șocul unui vaccin și noi nu vrem să stimulăm în plus imunitatea, deci o lună înainte și după vaccinări nu folosim Immunogrip Junior. Bun. Una dintre o problemă care se confruntă frecvent părinții este lipsa de poftă de mâncare a copiilor. Nu neapărat copii mofturoși, ci copii care chiar nu vor să mănânce. Da, frecvent aceștia sunt și mai micuți, mai paliți, mai slăbuți, mai anemici și nu se încadrează în curba de creștere pe care noi medicii am dorit tot timpul să o vedem, să fie la standardele normale. Pentru această problemă există un alt produs, tot un produs complex, natural, numit Vitanemin.
Vitaneminul conține mai multe, da, extracte gemoterapice din muguri de brad. Bradul este cunoscut pentru efectul pe sistemul osteoarticular, încă de la proverbul să crești înalt ca bradul. Copilul care nu crește are întotdeauna nevoie din extract de muguri de brad. Conține de asemenea mlădițe de cătină roșie, acea Tamarix gallica, indicată din vremuri străvechi pentru anemie. Conține un mix de vitamine de care are nevoie copilul care nu crește suficient. Conține un sirop din fructe de coacă, zmăceș, cătină, afin și conține săruri Schussler, magnezia fosforică, calcarea fosforică, de care am mai vorbit cu altă ocazie și de asemenea foarte importante pentru procesul de creștere. Acest siropel, Vitanemin, cu gust foarte bun, printre altele, se poate administra de asemenea peste vârsta de un an. Se poate administra în perioada vaccinărilor, se poate administra concomitent cu medicamente alopate dacă este nevoie, în cure de 2 luni, care se pot repeta la nevoie. Efectele sunt vizibile. Crește pofta de mâncare, crește copilul în înălțime, dacă are probleme cu dantura, are rol profilactic și are rol de protecție și pentru dințișori. Copilul se dezvoltă, devine mai vioi, crește vitalitatea și clar crește pofta de mâncare. Copiii care sunt mai plinuți, bine dezvoltați și cu poftă de mâncare, vă sfătuiesc să nu le dați Vitanemin, pentru că vor crește, va crește realmente și mai tare pofta de mâncare. Pentru aceea folosim alte siropele pentru copii. Bun. Avem grijă, le stimulăm imunitatea, le creștem pofta de mâncare, dar ce facem când totuși se îmbolnăvesc? În primul rând, nu ne panicăm. Încă o dată, boala face parte din sistemul de dezvoltare. De primă intenție, este bine să avem un produs natural în casă ca să intrăm cu el în tratament. Dacă într-o zi, două, trei, copilul deja este mai bine, atunci nu mai apelăm la medicamentele alopate, în speciale antibiotice, care sunt foarte bune atunci când e nevoie de ele. Abuzul de antibiotice și antitermice este cel care nu face bine și cu care ne luptăm, pentru că multe mămici deja nici nu mai trec pe la medic, știu că a reacționat bine la copilul la un anumit antitermic, la un anumit antibiotic, se duc și cumpără din propria inițiativă. Deci asta nu este bine, excesul de medicație alopată. Ce putem avea în casă, dintre produsele naturale și cu care să intrăm de primă intenție, copilul a răcit. Febră, strănut, tuse, de asta regenerală alterată. Echivalentul produsului Immunogrip Junior, care îl folosim în profilaxie, este Immunoresistan Junior. Acesta îl putem folosi de la primele simptome de răceală și gripă. Conține de asemenea suc de echinacea, conține extract din muguri de coacăz negru, conține 2 plante, Pelargonium și Eupatorium, cu efecte multiple. Antiviral, antibacterian, antitermic, antiinflamator, cu efecte foarte bune pe toate semnele de gripă. Stare de curbatură, cu dureri musculare, cu cefalee, cu globi oculari dureroși, febră crescută. Da, deci aceste plante ajută la combaterea acestor simptome și mai conține de asemenea un sirop din fructe diverse care îi dau și un gust foarte bun. Imunoresistan junior putem să-l folosim de asemenea peste un an și se folosește 10 zile, 14 zile până când simptomele au dispărut și încă 2, 3, 4 zile în plus ca să consolidăm efectul. Și se administrează de la primul simptom? E bine. Acum copilul strănută odată sau e un pic mai cald, nu înseamnă neapărat că trebuie tratat. Poate a obosit, poate e un pic deshidratat. Poate la școală a avut mai multe pe cap și e extenuat. Nu tratăm chiar de la primul simptom. Lăsăm puțin organismul să lupte și el. Dacă are doar febră, dar cu puțin repaus, cu alimente mai ușoare, cu lichide suficiente, cu un cartof ras în talpă, cum făceau bunicii noștri, și este o rețetă foarte eficientă și care nu ne costă nimic. Rați un cartof, îl stropești cu puțin spirit, îl pui pe talpa copilului și scade febra. E bine întâi să cunoaștem și aceste metode și să le aplicăm, să nu dăm foarte repede substanțe, mai ales chimice, antitermice, antibiotice dintr-una. Corpul nostru nu e atât de fericit de aceste substanțe. Chiar dacă scade febra, scade simptomul, dar problema care a dus la creșterea febrei nu s-a rezolvat. Corpul trebuie lăsat puțin să lupte și mămicile trebuie să se relaxeze și să accepte că febra e ceva normal, nu e un capăt de lume. Bun. După febră, o altă problemă care le sperie pe mămici în special este tusea. Tusea. Dușmanul nostru numărul 2 după febră. Tusea poate fi cauzată de foarte multe probleme, într-adevăr de o răceală, da? De un virus, de o bacterie.
Tusea parazitară este destul de frecventă. Paraziții intestinali în ciclul de evoluție, unii din ei ajung și la nivelul bilei, ajung și la nivelul plămânului, deci tusea poate avea cauze parazitare. Frecvent la copilul mic și la elevul mic, clasele 1-4, există tusea de protest, de prea multă oboseală, care se tratează prin mecanisme psihoemoționale. Deci poate avea multe cauze. Tusea care într-adevăr e însoțită de febră, de răgușală, de frisoane, este o tuse în contextul unei răceli și atunci putem să o tratăm cu anumite preparate, cum este produsul Vitatusin. E un produs nou apărut pe piață, e un produs complex, se adresează copilului cu vârstă de peste 2 ani și combate tusea de orice fel, tusea umedă, tusea uscată, de multe ori tusea trece dintr-una în alta umedă sau uscată, ajută la revenirea dintr-o perioadă de răceală mare, deci ajută în convalescență, ajută la prevenirea recidivelor de tuse, care pot fi foarte frecvente. Copilul tușește 2 săptămâni, 1 săptămână e bine, iară tușește 2 săptămâni. Este o tusă cronică, iar acest produs Vitatusin acționează pe toate formele de tuse. Dozele, conform prospectului, se administrează de la 2 ani de zile. Se poate însoți, dacă este nevoie, de produsul imunorezistant junior de care am discutat, pentru o răceală mai severă, mai puternică. Și un alt simptom care dă părinților bătăi de cap este nasul înfundat. Da, răcelile de la nivelul capului, să spun așa. Există și produsul Sinutrol, care se adresează răcelilor de la nivelul căilor respiratorii și superioare și inferioare, deci putem să-l folosim și asociat cu antibiotic, atunci când este nevoie de un antibiotic. Compoziția lui este complexă. Avem mai multe extracte gemoterapice, avem siropuri de fructe care îi dau și un gust foarte bun și se adresează întregilor mucoase respiratorii, fie că am o amigdalită, o faringoamigdalită, o sinuzită la copilul de vârstă mai mare, o bronșită, o pneumonie, putem să intrăm cu acest produs Sinutrol peste vârsta de 2 ani în dozele din prospect. Tratamentul durează minim 1 săptămână, în general 2 săptămâni. După ce simptomele s-au atenuat, îl mai folosim câteva zile pentru a consolida rezultatele. Am văzut că ai un flyer care este un fel de rezumat, da, al discuției noastre de astăzi. Exact. Sunt 2 produse principale pe care le folosim în profilaxie, de care am pomenit la început, Imunogrip Junior și Vitanemin. Vitanemin, nu uităm, pentru copilul slăbuț, anemic, pentru a-i crește pofta de mâncare, și 3 produse pe care le folosim cu succes atunci când deja avem o problemă și trebuie tratată. Imunorezistant Junior, Vitatusinul pentru tuse și Sinutrolul, practic pentru orice infecție care ține de mucoasele respiratorii superioare și inferioare. Monica, îți mulțumesc foarte mult și în calitate de realizator și în calitate de mamă. Iar cu dumneavoastră să ne revedem cu bine. Sănătate! Sănătate!